Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea iernii pentru cei din Zodia Gemeni. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Dacă nu mai știți cum se scrie numele meu, îl găsiți în descrierea de mai jos acestui videoclip. Iarna, anotimpul rece. Ce se întâmplă iarna? Ne îngheață picioarele. Dar sufletul? Oare sufletul rămâne cald? Nu-i așa? Haideți să vedem, dragii mei. Alături o avem pe Scărpinici, care este a noastră directoare pe post de scărpinătoare. Așa, scărpină pe spinare. Ea vă adoră și vă imploră să apelați la inteligență când urmăriți această pasență. Se întâmplă în această iarnă pentru gemeni. Unde sunteți? De unde veniți și încotro vă duceți? Avem roata norocului pentru gemeni în această perioadă, dragii mei. În viețile voastre se pot produce schimbări. Iată, avem schimbări care determină sfârșituri ale unor cicluri karmice și începutul unor noi perioade în anumite direcții ale vieții voastre. Poate pentru fiecare va fi un aspect diferit. Pentru unii în iubire vin schimbări, pentru alții la locul de muncă. Important este ca aceste schimbări să fie primite cu inima deschisă, să lucrați cu aceste energii ale schimbării, să le acceptați, pentru că se pare că sunt schimbări impuse de destin și asupra cărora nu prea aveți control. Mulți mă întrebați, dar cum vine treaba când învață zeia? Ești creatorul propriei tale realități? Însă la această schimbare karmică n-ai control. Cum am control dacă n-am control? Este vorba despre niște învățături un pic mai complicate pe care le vom aduce, poate, în tălmăcile pe acest canal, în perioada următoare. De aceea vă mulțumesc pentru susținerea voastră. Este foarte important să susțineți acest canal prin abonările voastre, prin comentarii. Dacă vă place, dați un like. Însă ceea ce trebuie să știți în acest moment despre aceste schimbări, pentru că apar în perioada de față pentru gemeni, este că nu aveți total control asupra lor și ele vin aduse de valurile acestea energetice, da? Care sunt în continuă mișcare pe acest pământ. Însă controlul vostru și faptul că sunteți creatorii proprii voastre vieți stă în faptul că îmbrățișați aceste schimbări și mergeți cu ele înainte. Controlul vostru stă în reacția emoțională pe care aceste schimbări o pot avea asupra voastră. Pentru că în anumite cazuri, schimbările care vin impuse de destin pot să nu ne placă. Pot să ne placă sau putem să rămânem indiferenți, ni se spune aici, să le îmbrățișăm, să le acceptăm și să lucrăm cu ele, pentru că Universul știe de ce se produc aceste schimbări în acest moment pentru voi. Îmbrățișați schimbările și mergeți cu ele înainte. Cele care nu le puteți controla. Controlul vostru vine prin faptul că acceptați cu inima deschisă. Pentru că ceea ce se întâmplă în viața noastră creează niște reacții emoționale din partea noastră. Am deplin control asupra mea și modul în care reacționez și modul în care simt față de anumite evenimente. Acest lucru stă în mâinile mele. Pentru că în funcție de sentimentele mele și de gândurile mele, eu proiectez în viitor această energie și în funcție de aceste informații pe care Universul le primește, ni se aduc noi oportunități, ne vin noi schimbări în viețile noastre și așa mai departe. Normal că nu putem să definim creația universală în trei cuvinte pe canalul Camizea, nu-i așa? Poate o să încerce Camizea, mai știi? Dar este greu să explicăm aici cum se face creația. Ceea ce trebuie să știți voi, iată, avem trăiul, nu, acesta este patrul de monede. Mi se spune așa, țineți la piept valorile, ține ceea ce este al tău și numai ceea ce este al tău și foarte apropiat de sufletul tău, păstrează la pieptul tău, iar restul, ce val ca valul trece, se ducă odată cu apele destinului nostru care curg la vale, dragii mei, țineți numai și numai ceea ce vă este drag sufletului vostru, restul o să plece, o să schimbe, să vină alte lucruri noi, alte persoane noi în viața voastră,
Deci, este clar că aceste schimbări nu vor afecta ceea ce este foarte, foarte important pentru voi, care rămâne în continuare lângă voi, pentru că vă păstrați, da? Aceste moare de la piept, însă roata se învârte. Oamenii vin și pleacă, joburile vin și pleacă, situațiile, știu eu, prieteniile, afacerile vin și pleacă, însă ce al tău rămâne al tău, nu ți se va lua. Dacă ceva ți se ia sau se schimbă, înseamnă că nu a fost de valoare. Ceea ce este al tău de valoare, ești de plin stăpân acolo. Iată că ai control, ai control. Ce anume aspecte afectează aceste schimbări, ai control. Cavalerul de spade, cineva care nu mai are răbdare, cineva care este pus pe fapte aici. Dar ce fapte? Pentru că este nerăbdător și dacă mai vin și aceste schimbări care vin și împing și mai rău pe acest cavaler de spade, vă dați seama ce este. Deci vedem așa, aceste schimbări vor fi rapide. Rapide, tumultoase, însă nu vor clinti din loc lucrurile voastre de valoare. Este posibil să apară niște discuții un pic mai agresive, un pic mai niște vești foarte rapide pot să apară, care sunt un pic mai tăioase, însă vor trece pe lângă voi, dragii mei. Pentru că vă văd cum vă uitați la aceste evenimente și parcă nu afectează ceea ce este, ia fiți atenți aici la aceste poze. Da? Vedem cum vine schimbarea, roata se învârtă, se învârte. Sunați-mă că pocesc cuvinte, da, știți că sunt cu american. Da, acum ce să fac? Sunt româncă, nu? Pocesc cuvintele, dragii mei. Nu fac mea culpa că am pocit cuvântul. Îl vedem pe individ care vine roata, pune în mișcare energiile, el își ține valorile la pieptul său și iată cavalerul de spade, bum, cuvântul merge înainte. Dar ceea ce e al tău rămâne neclintit. Vânturile vieții vin așa și vă răscolesc. Comunicare, vedem, mai un pic așa mai tăioasă, nu foarte rău, deci este doar un pic mai tăioasă. Rapid vești, du-te colo, fă colo, se schimbă cu tare, legea cu tare, se mai pune vreo cine știe ce acum cu virus și ăștia sau mai ce. Însă, dragii mei, gemeni, stați cu minți, protejați-vă inima, valorile, că sunteți la adăpost. Mai glumim aici, nu? Aveți simțul umorului în buzunar, cred. Nu l-ați lăsat pe undeva pe acasă, iată. Îmi cade din nou cavalerul de spade. Opa, l-ați fi lăsat pe acasă. Dacă sunteți voi cavalerul de spade, m-am ars. Ia uite, m-am conjurat așa și la stânga și la dreapta. Nu-i nimica, că ăsta e prietenul meu. Camizia nu se sperie de cavalerul de spade. E băiat bun. Dragii mei, ce vă influențează este o energie ușor agresivă. Și agresivă în comunicare. Deci sunt chestiuni care vin ca vântul și vă iau pe sus. Pur și simplu. Dar cu cât mai multe valori aveți la pieptul vostru, cu atât mai neclintiți veți sta. Acum puteți să interpretați această energie în orice domeniu al vieții voastre. În iubire. Vă iau pe sus vântul, certuri, agitație. Țineți valori la piept? Da? Deci sunteți corect, cinstiți în iubire? Trece valul. La muncă. Sunteți valori la piept. Faceți munca cu corectitudine, cu pasiune. Trece valul. Nu mai spunem aici. În politică, mai știu eu ce. Trece valul, fraților. Trece valul. Stați cu minți în banca voastră. Trece valul. Dar sunt agitați, vedem, și mentale și persoane care vin, pleacă. Vedem aici tot felul de discuții aprinse. Eu am prins surprindere. Ia uitați-vă. 10 de spade. Tocmai ce vă spuneam că trebuie să țineți valorile la piept, pentru că dacă nu țineți valorile voastre la piept, aceste energii pot să producă și căderi, bineînțeles. Pentru că sunt chestiuni care uite aici o energie foarte puternică și colectivă. Deci nu este numai o persoană, este un val de energie care vine și aduce ori vești, că chestiuni care se impun, că trebuie să le faceți, ori niște mutări. Deci ceva care
Pur și simplu, dacă nu sunteți pregătiți cu acest scut de protecție al valorilor voastre, vă poate pune la pământ. Persoana care are scutul, scutul ține la piept aceste valori. Sunt banii, poate să fie și de bani aici. Să aveți provizii de bani, vă mai spun ceva, poate vine și să fac concedierea locului de muncă, să aveți provizii de bani. Valoarele voastre să le aveți în mâinile voastre. Nu trebuie să fie mult. Este posibil. Atunci aveți face față. Aveți nevoie de protecție, pentru că energiile sunt agresive în comunicare și vor veni și vor sugera pe cei care nu au protecție. Avem nebunul în poziție dreaptă. Este personajul inocent. Care spune așa. Nu nimica. Să vină nebunii, să facă scandaluri, să facă ce dorești, că eu sunt mai nebun ca ei. Și iată, eu rămân zen în toată această nebunie. Nebunul îi pune la punct pe nebuni, dragii mei. Facem o glumă aici, bineînțeles. Normal că v-ați adus și inteligența voi. O faceți mereu și țin să vă mulțumesc din tot sufletul. Deci, comentariile voastre, poate că nu vă pot mulțumi atât de mult cu câtă plăcere le citesc. De aceea vă invit în continuare, bineînțeles, să comentați. Dacă ați avut de-a face cu un geamăn care v-a rănit, puteți să spuneți, m-a rănit acest geamăn, dar nu generalizați, pentru că nu permit acest lucru să jignim sute de persoane acum, că nu știu cine ce-a făcut. Spuneți prin ce ați trecut cu un geamăn, dar vorbiți frumos, da? Despre toată lumea. Cu toții suntem diferiți, bineînțeles. Însă ator la nebunie comentariile voastre, ca acest nebun care iată stă aici și se uită la toată această debandadă care se produce și agitații și oameni care cad și bineînțeles că este și situația de așa natură în societate, în această perioadă. Nu știu care e situația economică, multe lume mă întreabă să fac tălmăciri politice. Nu mă bag în politică pe YouTube, credeți-mă, că numai de asta nu-mi arde. Dar vedem aici cu toate aceste evenimente sociale. Pentru că apar și dacă apar, le spun, la gemeni va fi un nou început pentru voi. Deci cei care veți fi un pic mai atinși de acest val de, zicem așa, agitație economică, socială, poate în relație de iubire poate să fie, pentru în orice aspect al vieții voastre, dacă veți fi ușor afectați de aceste valuri de energie, veți avea un nou început, veți scăpa cu bine. Dar vă veți uita în stânga și în dreapta și va trebui să rămâneți în inocența unui copil sau în această nepăsare a unui nebun. Poate lumea să spună, uite, ăsta e nebun. Dar ce înseamnă nebun? Da? Când spunem, e că avem cartea nebunul și care se uită la toate atrocitățile acestea. Dar el ține universul în mâinile sale. Universul, iată, cei care cad, cei care sunt săgerați de sabia acestui cavaler, cine este cavalerul de spade? Poate să fie omul care dă legea, poate să fie guvernul, poate să fie cel de la muncă, poate să fie iubitul, poate să fie vecinul. Cei care cad doborâți la pământ, de intimitați. Și vine geamănul și este nebunul. De nebunul ăsta nu-i pasă. Ce? Pentru că un nebun nu poate să fie corupt. Nu poate să fie. Oamenii care au așa, bine, aici vorbim în metafore, sper că înțelegeți cu inteligență când vorbiți această paciență, că nu vă face nimeni nebun. Este o metaforă. Nebunul are inocență. Așa, inocența nebunului. Adică, el se va uita la toate aceste lucruri și nu le va înțelege. Și va spune, nu-mi pasă. Oamenii care au cu adevărat, să zicem așa, că au o problemă mentală, nu înțeleg să se supună legilor. Așa, și să spune, asta e nebun, lasă-l în pace, poate să facă abstracții de lege, că e dus cu capul. Dar aici nu este vorba de asta. Da? Deci este vorba despre inocența nebunului din cărțile de tarot, care este, nu-l interesează aceste lucruri. Pentru că el se uită, deci vedem, are universul în mâinile sale, are și o mască pe față, dar nu o pune la gură această mască și nici la nas, dragii mei. O pune aici pe cap, da? Trebuie să vedem unde este masca nebunului. Are gurița și năsucul libere. Inocența nebunului, da? Și veți trece peste toate aceste lucruri neatinși. Atunci când se întâmplă seceră în stânga și în dreapta, când rămâne în picioare și se joacă.
joacă. Concentrați-vă pe ceea ce vă face plăcere ca un copil în această perioadă. Lecțiile de viață, dragii mei, pe care le învățăm cu toții, ia să vedem ce au învățat gemenii, la ce lucrează gemenii în această iarnă, în timpul rece. Vedem și roceala aici, datorită acestui cavaler de spade. Parcă vine vânt așa, vânt, vedem frig ceva. Asul de monede. Iată ce frumos. Cred că asul de monede, bineînțeles, pare și un pic mai galben, așa, adică mai cald. Așa? Iată ce frumos. O oportunitate apare pentru gemeni după toată această nebunie aici. Vine asul de monede și salvează. Universul oferă un drum, iată, real, cald și luminos pentru cineva. Ce veți face cu acest drum? Pentru că avem nebunul, este cifra 0. Este un nou început după o perioadă tumultoasă în care unii dintre voi abia vă mai strecurați cu valorile voastre la piept. Apare nepăsarea, se termină, cine cade, cade, cine rezistă, rezistă. Și iată cum se deschide un nou drum plin de abundență și lumină și căldură. Parcă așa, lumina soarelui, vedem când crește ziua. Se va întâmpla acest lucru. Crește ziua deja, dar vedem spre primăvară. Așa simt aici. Spre primăvară veți avea o nouă oportunitate. Da, foarte frumoasă. Și până la vară cred că chiar veți face anume ceva care v-ați propus. Însă pe măsură ce crește ziua, vedem aici și soarele stă mai mult pe cer, se va aprinde și se va multiplica această energie. Aveți asul de bute drept și asul de monede. Deci iată o oportunitate pe care va aduce și stabilitate și belșug, și este o oportunitate reală și veți și acționa pe ea foarte mulți dintre voi. Veți avea energia, veți avea curajul și veți avea claritatea. Știți cum? Când se deschide oportunitate, unii oameni spun, mi-e teamă, nu pot să merg. La voi va fi așa. Deschizi această oportunitate, este una reală și veți merge pe ea. Oare încotro veți merge? Fiecare veți merge pe drumul vostru. 100 de persoane nu pot merge pe același drum. Dar văd că fiecare poate în iubire, veți avea oportunitate. Dacă este vorba de iubire, este o persoană reală, nu fictivă și nu pe internet, este în carne și oase și vă stârnește pasiunea. Dacă e la locul de muncă, se cere, bineînțeles, efort din partea voastră, dar vă sunteți răsplătiți. Foarte frumos. Oportunitate bună. Dacă e asul de bâte și de monede drepte, amândouă una lângă alta, este clar. Este puternică această oportunitate. Nu mai cade și soarele. Și ceva care e lipit aici de soare nu vrea să iasă. Mamă și împăratul. Wow, ce arcane puternice. Soarele și împăratul în poziție dreaptă cu asul de bute și haideți să vă arăt. Cărțile astea sunt fenomenale aici. Dar voi sunteți în această energie, totuși a fost creată deja pentru voi. Deci această energie se manifestă cu siguranță pentru mulți dintre voi. Este deja creată. Vă spuneam că sunteți creatorii propriei voastre realități. Această energie, ați lucrat la ea în trecut, văd acest lucru. Este deja pusă bazele acestui lucru. De aceea vin aceste schimbări peste voi, pentru ca să treacă valurile care trebuie să treacă și această energie este cea care se îndreaptă către voi după aceste valuri. Oportunități foarte frumoase și stabile, vedem aici. Nu pot să intru în amănunt ca să spun de 100 de persoane că ar fi, deci ar fi o totală aiureală să încep să spun acum. Ce oportunitate este, că n-are cum să fie la toți la fel, da? Dar voi vă folosiți inteligența voastră pe care întotdeauna o folosiți. Știu acest lucru din comentariile voastre, sunteți persoane speciale. Și vă veți imagina, în viața voastră, o persoană stabilă sau o persoană pe care vă puteți baza este împăratul. Legile, dacă vreți să facem și așa o chestiune socială pentru gemeni, legile
care îi afectează pe gemeni, nu pe toată lumea. Împăratul vine și dă legea și iese soarele. Iată lumina, căldura, deschiderea. Legi un pic mai calde, un pic mai tolerante, dar după ce se produc acele legi care pun la pământ pe anumite persoane. Deci sunt la, cum să spun, la începutul iernii, așa intrăm în iarnă, cu gheață, fraților, după care iese soarele în partea a doua. Pentru gemeni iese cu siguranță până la primăvară soarele și apar persoane care sunt un pic mai lucrative la locurile voastre de muncă, poate niște șefi mai buni, vedem, care vă ajută, vă deschid drumuri, vă plătesc mai bine. Dacă doriți, bineînțeles că nu toată lumea vrea acum să schimbe un job sau mai știu eu ce, în familiile voastre vedem persoane responsabile și noi oportunități aici și căldură. Și abundență materială, vedem bărbatul care își asumă foarte mult și care vine cu mare, mare putere, dacă e vorba de relații de iubire. Dar în general, dacă ar fi să luăm așa, nu știu de ce mi-apare la gemeni, probabil că din zodia gemeni sunt persoane importante care au decizii de luat în statul român, probabil. Cineva, un bărbat, văd din zodia gemeni. Cine o fi acest bărbat? Habar n-am. Credeți-mă că trăiesc în state de 20 ceva de ani. Nu știu decât că cine e președinte, atâta, în România. Nu mă uit pe internet, nici nu citesc. Trăiesc o viață foarte izolată, dar simt că un personaj masculin care poate să aducă multă, multă lumină din zodia gemeni sau are ceva planete în gemeni. Și acum îl lăsăm, poate nu o fi. Acum numai voi știți cine, în ce zodie mai o fi și pe România, dar văd așa un împărat aici, ne apare împăratul, ne apare soarele și ne apar deblocări masive. O să fie în altă țară. Cine știe cine o fi acest împărat? Un împărat bun, apare. Hai să vedem. Cu ce mai aveți voi de face? Avem și o încălcitură de energie, avem cinciul de bute. Este acea încălcitură în care oamenii, de fapt, ei nu se certă, nu se bat. Pur și simplu, interesele lor sunt cap în cap. Veți fi puși în situații în care va trebui să vă descurcați. Cu mai multe persoane care au fiecare intenția lor, dar fiecare dorește să-și găsească drumul. Da? Se numește încălcitură de energie. Oare unde se produce această încălcitură? Și de ce veți fi voi în mijlocul ei? Care este rostul? Care este scopul? Poate să fie în iubire, poate să fie la bani. Ieșiți de acolo foarte bine, dragii mei. Nu mai are nici importanță unde este, pentru că vedem alături de cinciul de bute. Afară, iată, este nouăle de bute care ia aceste bute din această încălcitură, le descălcește și le pune în spatele său, vedem aici, și apoi face o plăcăciune așa și se sprijină pe această bâtă. Foarte frumos! Ieșiți din încălcituri, ieșiți din conflicte. Nu sunt neapărat conflicte grave. V-am spus, sunt persoane care fiecare își caută drumul și se bat cap în cap. Eu vreau cu tare, eu vreau cu tare. Și ne-am găsit tam de acum în dea. Voi ce faceți? Îi luați pe fiecare care sunt implicați în această situație, îi puneți drept în coloana vertebrală și învățați, aici e locul tău, aici e locul tău, aici e locul tău. Și cu asta basta, voi le găsiți drumul la toți. După aia vă găsiți și voi drumul. Dacă e în iubire și sunt mai mulți implicați în iubire, normal că îi puneți la punct, nu-i așa? Și probabil că îi lăsați și în urma voastră pe toți, dacă e vorba de iubire, că nu mai aveți chef. Vedem aici. Dar oricum, îi puneți la punct. Situații diferite. Familia voastră îi puneți la punct. Aveți capacitatea să descălciți, iată, aceste bute, aceste energii. Dacă nu le descălciți, oamenii cad, știți? Se duc acolo și nu știu cum să mai iasă. Numai că vin gemenii și vă descălceți, dragii mei. Pajul de spade, iată, un personaj care comunică pe dos. De aceea se produc aceste încălcituri de energie. Personajul, pajul de spade, este cel care duce vorba, care vrea să știe tot și mai rău agită. Pentru că vine și spune lucruri care creează conflict aici. Cine este personajul care vine și creează conflict? Nu mai contează, că poate să fie oricine. Acest personaj
prin vorbele sale și prin veștile care le duce de colo-colo, îi spune lui unul ceva, îi spune lui celălalt altceva, dar ieșiți și puneți la punct pe toată lumea. Și parcă nici nu-l auziți pe acest paș de spade, aveți pe capul vostru, văd aici, o armură așa, care vine și pe urechi, vi se dă. Ia uitați-l pe ăsta, cum este pus în armură, așa sunteți voi. Dacă vedeți aici, să vă arăt detaliile. Armura asta vine așa și pe urechi, că nu-i mai ascultați ce vă spune acest paș de spade, pentru că ceilalți ascultă. Asta e problema, că ceilalți ascultă. Și iată cum se bat cap în cap. Îi instigă, așa, niște vești. Poate nu e o persoană, poate sunt doar veștile respective. Dar voi nu, v-ați pus armura, vă protejați urechile și puneți la punct totul. Mai departe, ce va trebui să lăsați în urmă? Și avem o poveste care sparge tălmăcirea. Un mesaj, n-are legătură cu ce am spus, pare un mesaj pentru cineva, un geamăn, sau dacă tu ai de-a face cu un geamăn, pe ascendent, un gemeni, planete, o fi mesajul ăsta pentru tine. Hai să vedem ce este. Să vă arăt și cărțile, dar important este să ascultați mesajul, da? Oare ce vrea să ne spună această poveste pentru gemeni? Această poveste ne spune că cineva dorește să facă un pas înainte. Aici de foarte, foarte multă vreme. Sau să dea de veste cuiva cu care are o legătură emoțională. Cineva din trecut, un suflet pereche, cum doriți voi să-l numiți pe acest suflet, geamăn sau cum vreți să-i spuneți. Este sufletul acela care aveți o legătură emoțională și stați de foarte, foarte multă vreme și vă gândiți. Sau poate că stați ascunși de foarte multă vreme. Iată că vi se întretaie drumurile cu această persoană, vedem. Ori auziți voi de la ei, ori voi vă întâlniți neașteptat sau auziți o veste despre ei. Deci este clar că drumurile voastre se întretaie într-un fel sau altul. Fie că doar auziți de ei, fie că îi vedeți în carne și oase, fie că vorbiți cu ei, se produce această întretăiere de drumuri cu acea persoană în această perioadă. Să fie de bun augur, spunem noi. Asta nu înseamnă că rămâneți cu ei, înseamnă că se întretaie drumurile voastre. Hai să vedem ce trebuie să lăsați în urmă, dragii mei, gemeni. În urma voastră trebuie să lăsați o ofertă de iubire. O ofertă care nu este acceptată. Este o ofertă, probabil cineva, este ceva copilăresc, nici nu are importanță, pentru că nu este cazul, nu este ceva în care să vă implicați. Poate cineva a pus ochii pe voi, poate voi ați pus ochii pe cineva. Iată, această cupă de iubire vine și se oferă de două ori, vedem. Aici se oferă foarte frumos și aici se oferă a doua oară, dar persoana rămâne nemișcată. Nu dorește să primească această cupă. Deci o iubire ori pe care voi o dați cuiva, ori cineva vă dă vouă, rămâne la spate. Și trebuie să rămâne la spate, pentru că dacă insistați, nu faceți nimic. Nu este o iubire, o căsătorie de lungă durată. Este ceva care apare așa banal. Cineva care îi place de tine sau te simpatizează sau tu pe cineva, nu merge, rămâne la spate. Avem cavalerul de monede. El este cel care își dorește stabilitatea. Iată, această relație nu este una stabilă. Atunci rămâne la spate pentru că persoana își dorește să facă un pas înainte numai și numai atunci când simte pământul sub picioare că îl susține. Adică să clădească ceva pe un tărâm solid. Personajul care atunci când face un pas înainte gândește de 7 ori și îl face odată și bine, iată, va trebui să renunțe. Ori la o chestiune din asta de flirt așa, ori chiar la două. De ce nu? Poate sunt și două iubiri la care trebuie să renunțați, însă cel puțin una, vedem aici. Dacă voi sunteți căsătoriți și nu mai vrăjiți cu nimeni, să spunem cuvântul așa, dacă nu mai vade de vrăjeală, poate să fie o altfel de ofertă. De prietenie de la cineva, un vecin, o rudă care este pe lângă voi și care spuneți, n-am chef, n-am nevoie. Persoana asta este instabil emoțional, eu îmi văd de treaba mea, sunt un personaj solid și așa mai departe. Iată, în mai multe domenii ale vieții voastre se pot traduce aceste energii. Nu numai o chestiune din asta sentimentală emoțională. O să fie orice, da? Deci lăsați la spate o chestiune sentimentală
o ofertă de la cineva care vine să vă măgulească, dar nu este stabilă această persoană sau această ofertă. Vor veni și ofertele stabile, v-am spus, însă astea le veți recunoaște. Pentru că ce se întâmplă acum? Nu vine mâine oferta stabilă și gata, nu mai am viața acum. Mi-a venit oferta și trăiesc una de aici bătrâneți. Viața noastră este presărată cu evenimente, oameni, fapte, întâmplări, menită să ne dea nouă de lucru, nu-i așa? Iată cum mai vin și niște imaturi către voi. În această iarnă, bineînțeles. Sunt persoane care vorbesc mult așa și încearcă să vă impresioneze, dar sunteți foarte stabili, nu vă veți lăsa impresionați. Ce să iei cu tine în această perioadă este protecția inimii tale. Este doiul de spade care mental îți spune, nu este cazul acum să te uiți în afara ta și să vezi ce se întâmplă acolo, pentru că este mai important ceea ce se întâmplă în interiorul tău. Și este foarte, foarte important să-ți protejezi inima. De ce? Pentru că am văzut că acești aventurieri emoționali vin către tine cu tot felul de boli vernice și va trebui să stai și să spui, Doamne, te ascult, te-am înțeles situația, încerc să te ajut dacă pot, dar ajunge. Au nevoie de distanță emoțională acum de la aceste persoane care se bagă pur și simplu, pentru că sunt un om stabil și nu doresc să-mi stârnesc aceste chestiuni emoționale care nu au niciun rost, nu mă ajută pe mine. Te pot ajuta pe tine, te ajut, dacă nu, n-am nevoie de stresul emoțional al altor persoane. Foarte mulți vin și încep și spun problemele și stresul emoțional și te stresează. Vei spune, nu, acum n-am timp să ascult așa. Te ajut cât pot și cu asta basta. Am nevoie să mă ocup de ale mele. Așa veți spune. Veți lua cu voi protecția voastră emoțională și liniștea din inima voastră și luați cu voi ceea ce este al vostru în interiorul vostru. Nu prea vă arde să discutați cu alte persoane, pentru că persoanele cu care discutați și despre problemele voastre emoționale, este mai bine să nu discutați cu alte persoane, pentru că vin și vorbesc aiurea. Vă strică stabilitatea. Vă dau sfaturi aiurea în vânt. N-are nicio chestiune, nicio... Vă îmbârligă și mai mult. Ascultați-vă de inima voastră și de mentalul vostru. Vor comunica ele foarte bine în această perioadă. Mai ales seara. Avem forța. Ce vă spuneam, o vindecare. Iată, veți stăpâni cu brio și felicitări persoanele care vin către voi, condiția să vă folosiți de blândețe. Da? Și, bineînțeles, să vă protejați. Fiara care vine și atacă și face și drage, dar tu vei fi așa, stai, calmează-te. Băi, leule fioros, ești doar o pisicuță blândă, hai vino aici să te mângâie mami. Și atunci leul fioros se transformă într-o pisicuță și tu îți vezi de drumul tău. Da? Aveți capacitatea să-i și calmați pe aceste fiare care vin către voi. Vedem și cu foarte, foarte multă delicatețe o veți face. Mai vedem cum, datorită faptului că vă abțineți, rămâneți în condiții bune, în relații bune totuși cu celelalte persoane care trec prin stres emoțional, dar reușiți să păstrați oarecum legătura cu ei. Dar nu prea vă interesează de ei. Tocmai ce spuneam, că nu prea vă interesează. Am așa talentul ăsta să spun înainte să iasă cărțile exact ce spune cartea următoare. Avem șasele de spade, personajul care se desprinde emoțional și merge pe drumul său. Iată o desprindere totală mentală și emoțională de problemele celorlalți care, dacă nu-i puteți ajuta să nu vă strice vouă energia și echilibrul, plecați de acolo unde sunt apele limpezi, pentru că dacă mai rămâneți și mai aveți de-a face, iată, acest paș vine și în spatele lui apele sunt tulburi, agitate, puțin așa, da? Vedem că sunt agitate. El vine cu acest peștișor și începe și vă spune, e problemele lui, spune aici, altă, tu ești așa, tu ești așa, ajută-mă și pe mine, fă drept. Dar el aduce agitație în viața voastră. Spuneți, n-am nevoie, uite, n-am nevoie. Scuză-mă, dar n-am timp acum, le am pe ale mele. Și apoi aceste ape care încearcă să vi le aducă în spatele vostru, sunt, să le pună în spatele vostru, le țineți limpezi voi. Nu doriți să se agite emoțiile voastre și apoi luați barca și, pac, ați plecat de acolo.
și vă păstrați voi serenitatea, vă păstrați voi calmul, echilibrul, forța. Sfatul tarotului, că de o poveste care sparge tălmăcirea. Pentru cine este acest mesaj? Pentru tine, geamăn, cel care are ascendentul în geamăn sau cel care urmărește aici pentru un geamăn? Haideți să vedem ce ne spune mesajul. Vă arăt și cărțile dacă doriți, pentru că știu că doriți să le vedeți, dar mesajul am să-l tălmăcesc eu. Diavolul, magicianul și 10 de bute, povestea ne spune în felul următor. Cineva dorește să scape de sub dominația unei alte persoane sau unei alte situații. Este pregătit să scape. Are toate elementele necesare și a făcut studiu, și a făcut lecțiile, și a luat bocceluța, însă este foarte, foarte greu să plece de acolo. De ce îi este foarte greu? Dar pentru că este o chestiune de codependență. Ce înseamnă acest lucru? La locul de muncă, codependența înseamnă că nu poți trăi financiar fără acel loc de muncă și atunci te compromiți și rămâi în continuare la acel loc de muncă care te manipulează pentru că îți trebuie bani și nu poți să găsești un alt loc de muncă. O relație. Rămâi în codependență pentru că nu poți să te întreții singur, n-ai unde să stai sau așa mai departe, ești legat de nevoile lumești de acea persoană, rămâi într-o relație de codependență. Trebuie să pleci, să se spune. Consider că ți este foarte greu și ți va fi foarte greu, dar se pare că în această perioadă ai toate elementele necesare pentru a pleca. Oare câți dintre voi veți face pasul și veți pleca? Pentru că nu este ușor să pleci de aici. Pe un job, elementele necesare, ce înseamnă? Că poate îți găsești un alt job, poate ți se oferă ceva mai bun, poate, știu eu, poate ai destule resurse ca să iei o pauză. Iată, ca de un nou început, dai diavolul la spate, ca de un nou început, dar este un drum greu. Este un drum greu, dacă ți asumi aceste greutăți, vei ajunge departe și vei lăsa diavolul în urmă, care este manipularea și codependența. Mesaj frumos! Cine oare este? Trebuie să pleci dintr-o relație, dintr-o o meserie, instituție, clădire. Cine știe de unde trebuie să pleci? Nu toată lumea, numai celor care se potrivește. Sfatul tarotului. Soarele. Vine vara. Cât mai e până la vara? Vine primăvara. Sfatul tarotului, avem soarele, este căldura, este vindecare, este lumina, este inocența copilului care, iată, merge pe un cal alb pentru un câmp de flora soarelui. Atunci când ne uităm la soare, da? În anotimpul rece, ne luminăm, ne încălzim. Este soarele pe strada cuiva. Tarotul vă spune, deși este iarnă și frig afară, să stați în căldura inimii voastre de copil. Mergeți acolo când erați copii și când nu vă păsa de nimic, pentru că acasă era cald și bine. Așa trebuie să vă simțiți voi. Asta este sfatul tarotului. Sau simțiți-vă ca și cum ați fi într-un lan de flora soarelui vara. Frumosulă. Dar e iarnă. Și iarna e frumoasă. Avem doiul de spade. Din nou, mi se arată același lucru, această energie. O avem aici, la doiul de spade, care ne spune să vă protejați inima. Doiul de spade de două ori. El este și legat la ochi pentru că privește prin această realitate, această mască, cum se spune, ochelari ai realităților virtuale, da? Privește prin acești ochelari ce vede el? Vede în interiorul său. Se uită în afară, dar prin acești ochelari se uită în interior. Deci iată foarte multă introspecție, vedem, pentru gemeni care se vor uita în interiorul lor. Vor vedea ce se întâmplă acolo și își vor proteja inima. Dar în inima voastră, atunci când vă protejați, apare căldura. De ce? Pentru că nu vă încărcați cu problemele celorlalți care sunt inutile. Dacă nu-i puteți ajuta, îi veți lăsa deoparte și vă veți proteja inima pentru că în ea se naște căldură. Și cu cât ne uităm la problemele, știu eu, poate adevărate sau neadevărate ale celelalte persoane, aceste persoane ne manipulează pe noi, și nu putem naște căldura, dar voi vă spune nu.
Nu vă veți mai băga, vedem aici, în nicio situație care vă alterează starea inimii. N-aveți de face cu gemeni. Dacă aveți de face cu un geamăn, încercați să-l manipulați emoțional sau să-l impresionați, nu vă va merge în această perioadă. Pentru că nu va dori geamănul. Se va proteja până când în inima sa se va naște lumina. Știe el de ce face acest lucru. Și este greu nu numai în iubire, și la locurile de muncă, în relațiile cu ceilalți, să trăiești între oameni și să trebuiască să stai așa, să te protejezi. Nu? Iată, casa și familia. Este la adăpost. Geamănul se simte acasă, în siguranță. Nu degeaba se protejează copiii, iată, și iată, sunt protejați copiii. Banii intră în casa voastră, va trebui să vă protejați familia. Copiii, banii, casa, să fie abundență, să fie toți în siguranță, copiii voștri să aibă de toate, să stea la căldură. Și văd așa cum sfatul tarotului pentru geamăn este ca geamănul să fie aproape de cei dragi și să fie în intimitatea casei și a familiei. Atât ce din afară nu prea acum nu puteți să le dați atenție, pentru că este mai bine să vă simțiți voi la adăpostul celor care vă aduc căldura și abundența. Pe cei din afară îi veți lăsa ușor la o parte. Ce urmează pentru voi? Avem din nou o poveste. Iată, poveștile sparg citirea la gemeni. Pentru cine este următorul mesaj? Ia să vedem. De pentru cineva care intră într-un triunghi amoros aici, vedem. Triunghiul amoros, iată, cineva se îndrăgostește, dar, din păcate, cealaltă persoană ori nu este stabilă, ori mai are pe cineva, ori voi mai aveți pe cineva, deci depinde în ce direcție merge acest triunghi și se produce o mare confuzie emoțională, conflict emoțional, multe, multe chestiuni care o pur și simplu peste acest... Deci, emoțional, dragii mei, dacă intrați într-un triunghi amoros în această perioadă sau dacă vă îndrăgostiți de cineva care mai are pe cineva sau voi mai aveți pe cineva, atenție mare la ce vă supuneți. Nu e bine să intri într-un triunghi niciodată amoros. Nu este bine. O să faci un triunghi amoros. Mai făcut triunghi amoros și am văzut acolo persoane care intră în aceste triunghiuri amoroase, se creează tot felul de complicații emoționale de care nu aveți nevoie. Dar nu poți să spui nu iubirii. Dacă ți-a căzut cu tronc, ți-a căzut cu tronc. Asta este. Nu te judecă nimeni. Dragoste e orbă. Te îndrăgostești? E triunghi? Acum ce facem? Că intri într-o mare confuzie emoțională. Nu intri în triunghi în iarna asta. Intră și tu la vară dacă vrei. Da? Dar nu în iarna asta, că nu-i de bine. Te bulversează total. Triunghiile emoționale nu merge treaba emoțională acolo. Dar vedem că cineva este atras. Hai să vedem ce urmează pentru voi. Îndrăgostiți-i. Păi nu scăpați, vă îndrăgostiți. Ia uitați-vă. Cei care sunteți poate deja îndrăgostiți sau aveți familie, aveți copii, normal că faceți alegeri emoționale. Vedem aici. Îndrăgostiți-i sunt alegerile emoționale care vi se clarifică, iată, sistemul vostru emoțional ca să le puteți face aceste alegeri emoționale. Am văzut că o perioadă v-ați abținut. N-ați avut nevoie să mai vină cineva emoțional să vă mai streseze și după ce stați voi în sânul celor care vă țin la adăpost, iată cum ne cad îndrăgostiții. Da? Deci, până la urmă, alegeți ceea ce doriți dumneavoastră, fără să fiți influențați de alte persoane care să vă producă stres. Aveți nevoie să faceți aceste alegeri numai și numai pe baza ceea ce simțiți voi neinfluențați. Normal că familia voastră vă poate susține, dar cei care vin din afară, binevoitorii care vin din afară, nu. Nu vă aduc numai stres acolo. Îndrăgostiții. Ce vor să ne spună îndrăgostiții pentru gemeni? Avem 7 de monede. Iată, cu răbdare, roadele se vor coace. Trebuie răbdare. Faceți o alegere emoțională și hrăniți acest copac al vieții. Pentru că el să producă roade. Și atunci când faceți o alegere emoțională, permiteți timpului să coacă această alegere și să vedeți unde duce. Și dacă ies roade de aici, cu atât mai bine, dragii mei. Deci, vi se spune aici,
că veți face o alegere emoțională și că veți aștepta ca aceste roade să crească, să se coacă. Poate să fie o alegere emoțională să faceți o schimbare de job, să investiți niște bani, nu neapărat în iubire. Sau poate să fie în iubire. Să cumpărați ceva, poate, care vă place emoțional foarte mult. Vrem o povestioară, iarăși, un mesaj. Sparge tălmăcirea, mesajul ne spune așa, cineva rămâne cu ochii în soare, părăsit și rănit. Cine rămâne aici, fraților? Sper să nu fii tu acela. Lasă, să nu mai fii tu așa. Da, mi-a căzut aici. Poate cineva chiar s-a întâmplat acest lucru. Ce ne spune tarotul? De ce ne spune tarotul așa? Cineva rămâne cu ochii în soare. Dacă tu, atenție mare, primesc un mesaj acum pentru tine. Dacă tu, din păcate, rămâi cu ochii în soare într-o situație, să nu te victimizezi, îți spune tarotul, nu permite acestor sfade să intre în inima ta. Spune așa, dacă cineva mă părăsește și nu mă vrea, nici eu n-am să-l vreau. Și cu asta basta, am încheiat socoteala, iar inima mea se protejează. Dacă cineva te părăsește și tu spui, vai, m-a părăsit, uite ce mi-a făcut, am rămas așa, mă simt așa de rău, între spadele în inima ta e grijă. În această perioadă, dacă cineva te părăsește, dă-i papucii să se ducă dus, da? Pentru că n-ai nevoie de aceste spade. Sper să nu fii tu acela, poate tu trebuie să părăsești pe cineva. Dacă tu trebuie să părăsești pe cineva, fă-o cu demnitate și fă-o cu explicații, cu iertare, ca să nu înfigi tu spadele în inima cuiva. Hai să vedem. Ultima carte a tălmăcirii. Mai avem aici un mesaj pentru ceva. Este așa, o femeie care dorește să facă o iubire, o declarație de iubire, ceva, dar nu are inspirație. Este așa, stai puțin pe loc aici că n-ai inspirație acum. Ești grăbită, te grăbești. Dacă tu iubești pe cineva ca femeie și te-ai grăbit să faci o declarație și nu-ți merge treaba, stai puțin în banca ta, mai că mai trebuie să mai treacă aici timpul niște chestiuni, trebuie să mai rezolve în tine. În tine, nu în cealaltă persoană. În tine. Hai să vedem dacă ne mai trage tarotul și ultima carte a tălmăcirii, să nu mai vină cu mesaje. Avem optul de bute. Deci este clar că cei care veți face această alegere emoțională și veți avea timp să lăsați lucrurile să evolueze și să crească, veți fi propulsați înainte și veți merge departe. Dar dacă, ce înseamnă să lăsați lucrurile să crească? Adică, dacă ele nu cresc și descresc, înseamnă că nu este alegerea. Deci, cele care nu cresc, alegerile care nu duc nicăieri, treceți peste, da? Protejați-vă. Dacă alegerea emoțională pe care ați făcut-o și vedeți că acea alegere crește, adică se produce o transformare a relației, deci o implicare a ambilor parteneri. La locul de muncă se produce o răsplată. Atunci hrăniți. Acesta este tâlcul. Urmărește pașii. Am făcut o alegere. Mă chinuie. Nu vrea să fie cu mine. Lasă să plece. Am făcut o altă alegere. Această persoană, iată, lucrează cu mine. Haide să investesc aici. Da? Și atunci, dacă investiți unde trebuie, cu această alegere emoțională, roadele vor crește. Veți fi propulsați înainte. Aceasta este, dragii mei, tălmăcirea. Vă rog frumos, lăsați-mi un comentariu, dați un like, abonați-vă, vă iubesc din tot sufletul și ne vedem în curând. La revedere!